În memoria copiilor prematuri plecați din lumea noastră, în fiecare an, pe 15 septembrie, se celebrează Ziua Internațională a Bebelușilor și Copiilor. Evenimentul, generat la inițiativa unui grup de părinți americani, s-a extins pe suprafața planetei, din Statele Unite și Canada, până în Australia și Japonia. La Giurgiu, esplanada Teatrului Tudor Vianu va fi locul de întâlnire al celor ce vor comemora copiii prea curând plecați dintre noi. Ziua de 15 octombrie este declarată Ziua Internațională a Comemorării Bebelușilor și Copiilor, zi în care între orele 19 și 20 sunt aprinse candele în memoria copiilor plecați prea devreme dintre noi. Această acțiune a început din Statele Unite și s-a extins în foarte multe țări. Începând cu anul 2010, a fost introdusă și în țara noastră de către organizația EMA și fondatoarea acesteia, Bianca Brad. Și acest eveniment a fost organizat și în orașul nostru. Suntem la a treia ediție. Eternul Miracol Maternă Alinare, pe scurt EMA, este denumirea organizației non-profit, neafiliată politic sau religios, a cărei activitate se desfășoară pe bază de voluntariat. La Giurgiu, misiunea voluntarilor, cea de a încerca să reducă mortalitatea infantilă, a găsit sprijinul autorităților locale, aprobările pentru manifestarea din 15 octombrie fiind ușor obținute. Mâine, la ora 19, în fața esplanadei de la Teatrul Tudor Vianu, așteptăm cât mai mulți giurgioveni care știu ce înseamnă să pierzi un bebeluș sau un copil să se alăture acestei acțiuni speciale. Vom avem printre alții giurgioveni susținerea anumitor părinți, preoți și diverse persoane publice giurgiuvene. Așadar, pe 15 octombrie, la ora locală 19, în fiecare țară se aprind lumânări în memoria copiilor prematuri plecați dintre noi, astfel ca timp de 24 de ore, datorită fluxului orar, să se creeze un val de lumină care să facă în conjurul lumii spre comemorarea dispăruților și încercarea de alinare a suferințelor părinților ce și-au pierdut bebelușii.